Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, dacă înainte de jurnalul de dimineață vorbeam de reunirea unor trupe precum ABBA, Boniem, Milli Vanilli și ce am mai putea noi reuni, ne aducem aminte, acum dăm iarăși filmul înapoi și eu mi-aduc aminte de jocurile copilăriei când privesc la... Cum ar fi? La știrea următoare. Ce joc? Baba Oarba. Bătăi cu perne, de exemplu. Mi-o întorc de Baba Oarba. Dacă vrei, te legăm la ochi și zăm propriu în redacție și filmăm. Tu ești mai pufos, așa, nu cred că pățești mare lucru. E dar fi o treabă. E destul de riscant și e mult de sticlă în radio. Dar trebuie să alergi. Adică... De ce? Cine alerga la Baba Oarba? Să fie mai amuzant. Ei, nu alergă nimeni, dar tu alergi. Ah, okay. Să fie mai funny. Și noi strigăm, stânga, dreapta, ia-l, frână! Bătăi cu perne? Bătăile cu perne. Am văzut, bătăile cu perne sunt sport, reprezint, cum e, mă, bătaia cu pernă? Da. Bătaia cu perne este sport așa, profesionist în Statele Unite. Da. Și în Canada. Habar n-aveam. Am văzut ieri o știre, bătaia cu perne, sport profesionist, pentru noi e prea târziu, adică e multă energie. La noi v-ați ascunsele, dacă s-ar putea să devină sport profesionist, m-aș băga. De ce, mă, jucăm în campionatul de seniori? La ce, la bătaia cu la perne? La orice. E complicat. Faci în Tinder, faci astea, nu știu ce, dar bătaie cu perne... Și trebuie să ai suflu. E derivat din, wrestling. Deci organizează primul turneu în cadrul campionatului de bătăi cu perne. Nu care cred, au și Pillow, federație. Da, Pillow Fighting Championship, PFC. Trebuie să căutați PFC și vedeți. Deci, cel care a transformat bătaia cu perne în sport profesionist spune că meciurile oferă emoția sporturilor de contact, însă fără cruzimea și rănile provocate de meciurile de box sau competițiile MMA. Da și nu. Ultima bătaie cu perne la care am participat a fost în armată, când au participat 100 de oameni, tineri, 18-19, îți dai seama ce ești acolo? Condiție fizică. Da, ca și lumea. Cele din urmă s-a lăsat și cu niște încăierări locale. Într-un grup de 100 de oameni, pe aici, pe acolo, mai fost și mici încăierări. Asta e, călcat regulamentul, probabil. Da. De ce dai mă așa tare, știi? Ca chestiile astea, nenorocitul, ai dat cu nasturii. Partea cu nasturi. Mă băteam când eram mic cu verișoarele mele la mamaie și mamaia avea perne de alea de țară. Da. Perna de țară, cred că avea 8 kg, ucigașe, o piesă de-abia o țineam, adică ca să-i dau una lui vară mea, de-abia ridica perna aia de jos. E de aia, era de aia mare, de, atunci când te culci, aveai senzația că stai în fund? Da, mă, da. Și erau pline, nu știu ce soi de pene aveau în ele. Toate da. Penele. Dacă mă, toate, cred că aveau niște găini cu totul și rațe. Gâște, cred că... Rațe, gâște, da. Ce aveau ele, cred că aveau aripa cu totul decupată da. Și băgată acolo, practic, cu prea grele. Cârd de gâște la fiecare pernă. Exact. Alea, tigrose perna. Și dacă îți prindeam un burduf de la de pernă, cum se cuvine, îți păleam să te fac knockdown liniștit. Deci în campionatul ăsta profesionist, regulile sunt, sunt clare. Dai cu perna. Sunt niște perne speciale, înțeleg, mai îndesate. Adică nu sunt alea pufoase. Dacă sunt au astea dare noastre românești, când o să intre românii în competiție cu perne de țară, da. Să te ții. N-ai voie să lovești cu picioarele, cu pumnii, n-ai voie să muși, n-ai voie să zgârii, să scuipi, să apuci de păr. Păi, nu știu dacă normal. Vrei să vorbești urât. Este un lucru serios, zice organizatorul. Sunt lovituri puternice cu perne speciale. Cum ziceam, sunt îndesate cu umplutură de poliester la dublu. A, deci... categoria pană. Probabil la... oricum o să se facă, îți dai seama că în momentul în care o să se dezvolte sportul ăsta, o să fie pe categorii. Dar alea umplute cu antialergic, care e puf de la super ușor, n-are niciun talent. Da. Cu latex. Aha. Alea care au forma capului, nu știu cum se cheamă, care sunt foarte grele, dacă îți dă una de aia, te lasă la... cu memorie. Spuma aia cu memorie, care ești că e cauciuc. Sunt foarte grele? Sunt unele foarte grele. Cred că devine spuma antimemorie. Sunt diverse. Sunt unele, am eu una de aia care e grea bine. Da. Nu te pui cu ăsta, e specialist și în o să fie categoria grea perna românească de țară. Ai uitat că doarme la prânz în fiecare zi. Da. Heavyweight. Așa. Jandarmii cred că au perne de alea model bulan. Într-un material de la cauciucat, așa. Pernele, cum spuneam, sunt verificate, arbitrii le verifică la început să n-aibă bolovani înăuntru. Potcoave. Exact, potcoave. Totuși, citesc că se întâmplă accidentări, degete scrântite, buze sparte, ochi învinețiți. Da, și am văzut că în Japonia, există și în Japonia un campionat ăsta de bătăi cu perne, dar e alt principiu. Acolo se joacă pe echipe, tip rațele și vânătorii. Lațele și lațele și vânătorii. Deci, nu că aia pot să spună ră. Nu, adică sunt două echipe față în față și aruncă cu perne unii între alții și care nimerește pe care. Dar mi se pare mai fan să fie mano a mano, știi? Bătaie, trebuie să ai contact, să simți. Da, exact. Așa n-are niciun farmec. Și când păleai, frate, una,
Păleai o pernă de aia, de-l dădeai de-a dura pe oponent. Da, da, și când primeai. Da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.